Această inițiativă venită din partea societății Mihai Eminescu a fost sprijinită financiar de către guvernul român, de către statul român și în acest context aș vrea să transmit mesajul domnului ministru delegat pentru românii peste votare Angel Tâlbăr și al secretarului de stat pentru problemele românilor de pretutindeni, domnul Sebastian Ioan Hotca, pentru aprecierea și pentru venirea dumneavoastră aici la Cernăuți, pentru ca dezbaterea de astăzi, așa cum zicea domnul rector, să aibă conotații speciale, conotații actuale și mai ales conotații de perspectivă. Ceea ce vă urez și eu, urez tuturor participanților la această conferință, o ședere binevoitoare și înălțătoare aici, la Cernăuți. Înălțătoare va fi pentru că primul eveniment pe care l-am avut în cadrul acestei conferințe a fost întâlnirea de aseară, unde, într-o formă aplicată, ați văzut ce înseamnă ospitalitatea bucovinană, din Bucovina, prin prezența copiilor de la Ropcea, v-ați dat seama și v-ați reîntâlnit cu valorile autentice din Bucovina, valori foarte frumoase, care sunt permanente și care sunt specifice acestui spațiu. Așadar, vorbind încă o dată și încă o dată astăzi de academicianul Grigore Costan, aș vrea ca în cele ce urmează să avem cât mai multe discuții aplicate, pentru că îl consider omul timpului care a lăsat și care a marcat timpul, momentul trecerii prin lumea și prin Bucovina și prin regiunea Cernăuți. Este omul care ne unește și astăzi, în același gând filozofic, în același gând național, de împărtășire a valorilor comune în spațiul de interferențe culturale. Ce a făcut academicianul Costan este o mândrie pentru poporul român, dar mai ales o interesantă preocupare a tuturor academiilor interesate în a prospecta, în a cerceta valorile care interferează în această zonă interesantă, culturală, zonă care a fost interesantă încă de la cultura Cucuteni, care la Iași s-a numit Cucuteni, iar la Chiel s-a numit Tripolia. Și de atunci persistă aceste legături frumoase, legături care de-a lungul timpului și istoriei au trecut printr-o bogată, prin bogate evenimente interesante pe care probabil istoricii au datoria de a le da o notă și o concepție, iar restul oamenilor, de asemenea, au datoria de a împărtăși corectitudinea și adevărul acestor valori. În calitate de diplomat, în calitate de doctor în istorie, crezând și împărtășind adevărul istoric, îmi dau seama de potențialul de care dispunem cu toții românii și ucrainenii, și alte națiuni conlocuitoare, națiuni care din cele mai vechi timpuri au trăit, au împărtășit, au respectat valorile comune și acest lucru a fost sfânt pentru acest spațiu, pentru acest spațiu ioritic. Așadar, salutând și delegația venită de la Universitatea Națională din Ușgorod, aș vrea să-i mulțumesc domnului Tarasca, cel domnul Tarasca, permiteți-mi să vă prezint. Domnul Tarastațiu este profesor la Universitatea Română de la Universitatea Națională Ușgorod și este prezent astăzi la inițiativa Consulatului României împreună cu studenții, unde sunteți, care au plecat la 5 dimineața din Transcarpatia și au venit pentru acest frumos dialog multilateral, foarte important, foarte profund, esențial pentru toată lumea. Vă mulțumesc, domnule Taras, vă mulțumesc, dragilor. Am un singur băiat, săracul, a rămas acasă. Așadar, încă o dată,
Vă mulțumesc pentru inițiativă. Primiți mesajul ministrului delegat și a secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Vă transmit mesajul meu cordial în calitate de consul general al României la Cernăuți. Mă opresc aici, deși am foarte, foarte multe de comunicat, dar vom avea toată ziua la dispoziție ca să împărtășim gândurile noastre bune, comune, valorile noastre, care ne leagă așa de bine de Cernăuți. Îi mulțumesc și domnului ministru Șarpițchi, care și domnului președinte al Institutului de Filologie din Republica Moldova, care sunt prezenți într-o formă foarte importantă și semnificativă, care dau, de asemenea, o valoare dialogului nostru cultural, dialogului nostru legat de filologia română și de academicianul bostan. Ia pe pușul și am două comorela, ale tac băhatul trebuie scăzate, ia numai și vențează zubile, ia la ușcea zgeată, uite, bine, rămân și pe jale, să vă așa cu trempul, să te așa pe razul stâlcuimus, уже десятилітрами і тисячолітрами починаючи, так як я сказала, від бутені країна, до цих пір, цей діалог існує, і цей діалог дуже важливий, тоді, коли він проводиться правильно, коректно, в межах компетенції між академічними колами. Це важливо, тому що ці коли, вони мають всю здатність створити ті мости академічні і ті проєкти, які матимуть надзвичайно хороше відбуття в майбутті. Дякую ще раз, дякую кафедрі, пані Галині Загайській за гарну організацію цього свята, пані Юзель, і надихнула всіх на таку хорошу роботу. І нехай пам'ять Остана живе, творить, так як сьогодні творить і буде творити на благо всіх народів і всіх держав. Дякую.